Așa, mare unionist, este gata și Simeon să dea, să jertfească ceva pentru unire? Este gata el să lupte pentru asta, nu e fizică, el cu armă, chestia. El și crede că dacă se întâmplă unire, asta să fie ceva pașnic? Să fie război. Nu de Doamne, evident. Dar să fie război, că totuna să găsească acea cantitate, sau număr, necesar din rândul populației Moldovei, necesar pentru a stârni acest război. Adică nu toată lumea se ridice cu armele, evident. Dar numărul necesar pentru că spornească, a să găsească. Și armele a să găsească. Că să găsească și forțe externe care să folosească tematica aceasta.